Bună ziua, bine ați venit! Suntem încântați să fim în spațiul Casei Mincu, sediul Ordinului Arhitecților din România, o locuință de o frumusețe extraordinară, cumpărată de arhitectul Mincu în anul 1890, un spațiu a cărei frumusețe a fost conferită cu delicatețe de arhitectul Mincu și soția dumnealui, Eliza. Discutăm astăzi despre Art Nouveau și îmi face foarte mare plăcere să le mulțumesc invitațiilor că au acceptat dorința Institutului Național al Patrimoniului de a celebra Ziua Internațională Art Nouveau, care este celebrată în fiecare an, în data de 10 iunie. Avem o temă foarte specială, tema caligrafiilor, a artei scrisului și a elementelor legate de făpturi tipărite. Este foarte greu să vorbim de făpturi tipărite consistent și de aceea am propus o extindere de subiect în ideea de a explora, observa și înțelege cu profunzime și consistență cum apar aceste caligrafii, care sunt fenomenele sociale, fenomenele artistice, elementele de codaj care generează aceste grafii. Și de aceea îi mulțumesc doamnei Alina Pavelescu, istoric și director adjunct la Arhivele Naționale ale României, pentru că ideea de a se referi la albume jubiliare din colecția Casei Regale a României situează litera într-un gest omagial, dar și într-un gest de coeziune. În egală măsură, doamna Simina Stan, istoric și cercetător științific la Institutul Național al Patrimoniului, se va referi la Wiener Gesamtkunstwerk la București, o redescoperire a unei clădiri dispărute, adică Casa Basile Hasan. Ce înseamnă să explorezi identități grafice și caligrafice într-o artă totală? Înseamnă probabil notarea unei forme de împrumut. Domnului profesor dr. Silvan Ionescu, care este critic și istoric de artă, fiind director al Institutului de Istoria Artei Geoprescu, îi mulțumesc în mod special pentru că s-a referit cu substanță, cu perseverență și cu pertinența alegerii în a vorbi despre eleganța Art Nouveau în grafica de presă, de carte sau publicitară, care mărturisește reacția societății la diverse cutume care invită grafica să se adecveze acestei frumuseți Art Nouveau. Și nu în ultimul rând, domnul dr. Mircea Hortopan, care este dublu licențiat în istorie și în istoria artei, care este directorul de patrimoniu al Muzeului Național Peleș, a cărei poziție este de a privi Art Nouveau ca un mod de viață nouă și de locuire. Iată deci patru argumente foarte valoroase pentru a fi gazdele subiectului Art Nouveau și am să încep discuția invitându-vă să vă referiți la cum anume putem să înțelegem sau poate să definim Art Nouveau. Doamna Pavelescu. Eu aș începe prin a plasa
curentul acesta foarte bogat și divers care este Art Nouveau, în realitatea mentală, dacă îmi permită să-i spun așa, a Europei de dinaintea Primului Război Mondial. Când Europa și europenii sunt o societate optimistă, foarte ambițioasă, foarte încrezătoare în știință, mult mai încrezătoare decât suntem noi azi, și în același timp foarte dornică să-și exploreze latura emoțională, ceea ce am numit raționalul, cu un termen poate că nu în totalitate adecvat. Și cred că modul în care se manifestă Art Nouveau în diversele țări europene este o expresie foarte potrivită a acestei stări de spirit și a preocupărilor fiecăruia dintre societății în parte, pentru că, de fapt, Art Nouveau nu seamănă neapărat într-o țară sau în alta, într-o zonă sau în alta, ceea ce unește diversele experiențe, să le spunem naționale, Art Nouveau, este însă acest spirit de înnoire care subîntinde întregul curent în toată Europa vremii. Vă mulțumesc foarte mult că ați observat că în ciuda faptului că arta anilor 1900 se manifestă, de pildă, ca secesion, Jugendstil, Liberty, Art Nouveau, ea de fapt are un filon comun în intensitatea unui entuziasm de a crede într-o lume mai bună, și această stare de spirit la care vă referiți este cu certitudine amprenta artei de 1900. Vorbind despre această amprentă și de, să spunem, eleganță, am să-l invit pe domnul Silvan Ionescu să se refere în mod particular la posibilitatea de a defini Art Nouveau în publicații. Art Nouveau, pentru mine și cred că pentru mulți care sunt cât de cât școliți într-o istorie artelor, înseamnă Alfons Mușa sau Mouha, cum se pronunță în limba cehă. El a creat un stil și el este practic părintele a tot ceea ce înseamnă grafică publicitară, ornament de serviciu de cafea, de masă, de vantai, de textură pentru rochii de mare eleganță, urmat îndeaproape de Lalique și de Gale. Marca Mișa se observă în cam tot ceea ce a însemnat grafică publicitară înainte și după cumpăna veacului. De altfel, Art Nouveau este similar cu la Belle Époque. Este acea explozie de bucurie, de optimism, de indiferență, de sans souci, pe care societatea a ajuns la un nivel de maximă dezvoltare și opulență și beatitudine, știau să le exprime prin formele acestea moi, scurse, prin simbolism, prin evadarea într-o lume a visului care o oferea grafica și sculptura, bijuteria Art Nouveau. Iar privind zona noastră românească, unde, din păcate, nu știu cum să spun, Art Nouveau nu a fost foarte prezent decât prin niște expresii absolut naționale, cum a fost stilul neoromânesc, prea puțin afectat de arhitectura lui Victor Horta sau Hector Guimard sau al lui Gaudí, s-a concentrat în mod special în grafica de carte, în grafica publicitară, în cartoanele de fotografii și în ilustrații. Cartoanele de fotografii sunt expresia maximă a acestui curent, pentru că, și mai ales nu cele
de autor, ci acele capane de fotografii făcute pentru amatori, care nu aveau atribuire a atelierului. Eventual, atelierele deja constituite și celebre aveau o ștampilă pe care o plasau pe modelul deja existent, cu câte o doamnă foarte elegantă sau câte o nimfă care languros întindea un braț arătând spre un aparat fotografic sau spre niște cărți de vizit, cărțile de vizită fotografia. După aceea, frontispiciile de publicații. Să nu uităm primul exemplar, primul număr al revistei Ileana, care era girat de impecabilul opoziționist și aventurier Bogdan Pitești, având o ilustrație de Lucian. Am să-l invit acum tocmai, pentru că ați atins un termen plin de revoluție. Ați spus sans souci, o lume fără griji. Și cred că această lume fără griji conține, așa cum a observat doamna Pavelescu, ideea spiritului inovator, dar în egală măsură conține curajul de a ieși din canoane. Adică, fără griji, sans souci, înseamnă și bucuria de a locui diferit. Și de aceea am să-l rog frumos pe domnul Mircea Hortopan să situeze legătura dintre un nou mod de locuire și un nou mod de viață în Art Nouveau. Aș remarca în mod deosebit afirmația domnului Silvan Ionescu referitoare la importanța spațiului românesc și a ceea ce dă el în Art Nouveau, respectiv grafică, materiale publicitare. Sunt în general, vedeți lucruri ieftine, lucruri la îndemână. Ceea ce situează, de fapt, un pic Art Nouveau aici, în România, îl circumscrie unor cercuri destul de restrânse. Nu ne referim acum la Ardeal și la arhitectura din Ardeal, ci la Vechiul Regat. Art Nouveau este, așa cum toată critica de specialitate a remarcat, o expresie a arhitecturii și a artelor decorative, sau cum li se spunea la 1900, artelor aplicate, care mai greu se dezbară de canoanele academiste, pentru că arhitectura și artele aplicate țin de fapt de gust și de comanditari. Undeva există o expresie o expresie a libertății imaginației în muzică, în literatură și în pictură. Arhitectura și artele aplicate nu beneficiază, dacă vreți, de tot acest spirit novator de pe la 1870-1880, perioada Gründerzeit, academist și așa mai departe, ci undeva mai aproape de 1900. Sunt câteva centre importante în Europa în care acest Art Nouveau irumpe în arhitectură, în decorația de interior și în artele aplicate, în tot ceea ce înseamnă utilajele, dacă vreți, mesei, ale instrumentelor muzicale, ale salonului de muzică care exista în orice casă, care se respecta. Iar la noi, în Vechiul Regat, expresia stilului novator a Art Nouveau-ului este însă și principesa moștenitoare Maria a României, care în 1892 se căsătorește cu principele moștenitor Ferdinand, în 1893 vine în România și foarte, foarte curând, în 1894, datorită legăturii de rudenie care se stabilește în familia domnitoare,
respectiv sora preferată a reginei, viitoare regine Maria, Victoria Melita, se căsătorește cu marele duce Ernst Ludwig de Hessen. Principesa Maria merge la Darmstadt începând cu 1894 de multe ori și ia contact cu noua viață exuberantă, plină de libertate, plină de căutări artistice, de căutări intelectuale. Marele duce este, după cum bine știm, este promotorul coloniei Matildenhöhe de la Darmstadt, care își dorea o noire a modului de locuire, a modului de a schimba puțin trama orașului. Darmstadt, care era învechită, era, conform spuselor, prăfuită, voia să creeze din capitala medievală a Marelui Ducat o metropolă modernă. Și atunci, pentru perioada asta, 1894-1901, până când sora ei divorțează de Marele Duce Ernst Ludwig, principesa moștenitoare vine în contact direct cu Arta Nouă de la Darmstadt și nu numai, toate vacanțele estivale în Germania ale principesei moștenitoare treceau și prin München, care era o altă capitală a Jugendstilului, și unde principesa moștenitoare avea ocazia să vadă expoziții și mai ales să meargă prin anticariate și prin magazine de artă. E foarte important că aduce cu ea nu numai bagajul german, dar și cel britanic pe care ea îl avea prin naștere. E foarte interesant și asta merită de fapt menționat, în reședințele estivale, dar mai apoi și în Palatul Petrocen, care era reședința oficială a principilor moștenitori în capitală, se pot întâlni, dacă vreți, felii diferite de Art Nouveau. M-aș referi în primul rând la pavilionul Juniperus, la originalul pavilion din copac din pădurea Sinai a principesei Maria, care desenat de proiectat de arhitectul Karel Riemann, care tocmai venise la Sinaia, dar a cărui decorațiune de interior aparține lui Hugh Bailey Scott, cel care în același timp propune și realizează la noul palat de la Darmstadt formule decorative Art Nouveau care privesc de fapt către arts and crafts mai degrabă și aceste piese de mobilier ale lui Hugh Bailey Scott, principesa moștenitoare apoi și le mută în reședința de la Foișor. Și apoi, în noua reședință, special construită pentru perechea moștenitorilor tronului, castelul Peișor, care la exterior este o carcasă neorenaștere germană, Fachwerk, care trebuie să se integreze peisajului alpin montan, dar la interior este cu totul și cu totul altceva. V-ați referit la probabil la două forme care reușesc să explice coexistența unor elemente Art Nouveau sau Jugendstil pe tot teritoriul Europei. În sensul că, de pildă, ați afirmat că regina aduce aceste preferințe. Și cred că merită să înțelegem meritul extraordinar al artizanilor sau al artiștilor, de pildă Hugh Bailey Scott, care sunt comisionați fie de un aristocrat sau chiar de casa regală să lucreze în interior, să aducă o identitate unui ambient, să propună elemente de mobilier. De aceea, probabil că stilul Art and Crafts, ca
care se bazează în tocmai pe abilitatea meșteșugului în sensul de artă artizanală, explică de ce atât arhitectura de sfârșit de secol XIX și început de secol XX conține simultaneități, nu numai în România, în Austria, în Germania, și aceste simultaneități înșiruie neoclasic, secesion, elemente Horta, amintiri Ghimar, tocmai în această idee de a aduce și nu neapărat de a împrumuta, ci de a interpreta. Am să o invit pe Simina Stan să se refere la cum anume Gesamtkunstwerk și Wiener Gesamtkunstwerk ajunge la București. Aveți dreptate, arhitectura exprimă această intensitate a Art Nouveau-ului. În București se întâlnesc toate influențele, atât cele pariziene, cât și cele vieneze și germane. Arhitectura Art Nouveau Secession o putem regăsi începând, sau mai bine spus, în cadrul comerțului și a zonei de loazir. Și amintesc aici de expoziția din 1906, unde sunt stilul neoromânesc și stilul Art Nouveau sunt în egală măsură la fel și secesion. Apoi, în zona de loazir, în Vechiul Regat, avem în București hotelurile. Este Athene Palace, este hotelul Palace, dar și cinemaurile pe care cumva era moda, de-abia începuseră să apară pe Bulevardul Academiei, atunci acum Elisabeta, era cinema Minerva sau stabilimentele grafice Minerva în stil secesion. Astăzi, ulterior, în anii 20, pe locul lor s-a construit clădirea Cartea Românească, care a fost distrusă. La fel și Athene Palace a fost reamenajat în anii 20 pentru că își pierduse, Art Nouveau își pierduse intensitatea. Secesionul sunt, regăsim câteva mici clădiri de comerț, farmacii, mici magazine, dar și reședințe. Unul dintre arhitecții care a construit puțin, dar foarte interesant în stil secesion în București este baronul Helin von Suskind, a cărui principală clădire este Casa Pompiliu Eliade de pe Splaiul Independenței, rămasă într-o stare de abandon mult timp, dar recent a primit autorizația de construcție și va începe procesul de restaurare. Asta este o veste foarte bună. Mai sunt câteva clădiri în București de același arhitect care se păstrează și una, doar o casă parter, este la intersecția între Bulevardul Daciei și Spătarului, casa profesor Mirinescu. Dacă treci pe stradă, nu o observi, dar este împrejmuirea, ți atrage atenția că este ceva neobișnuit pentru București. Și există și o legătură între Athene Palace și Casa Pompiliu Eliade, adică Harry von Suskind a coordonat lucrările de finalizare ale hotelului. Se cunoaște foarte puțin, dar există o scrisoare între arhitectul Clotus și Harry von Suskind, păstrată la cabinetul de stampe, care atestă acest parteneriat între cei doi. Ceea ce cred că merită relevat din
observațiile dumneavoastră referitoare la prezența Secesion sau Art Nouveau în București este ideea unor programe de arhitectură noi. Aceste programe se referă la artele spectacolului, dar într-un totul și cu totului altă suită spațială. Cinematografele, grădinile de vară își reconformează spațiile în favoarea unei eleganțe de a fi împreună. Spațiile lor de primire devin mult mai ample, iar ideea de a merge la teatru sau la film sau la spectacol este sinonima cu ideea de a te prezenta în lume. Vă sugerez acum să încercăm să aflăm care ar fi un atribut nelipsit al acestui entuziasm Art Nouveau, a grației și frumuseții sale, indiferent că discutăm de manifestări variate, Jugendstil, Secesion, Liberty, Secesio sau Art Nouveau. Domnule Ionescu. Adineauți s-a vorbit despre câteva clădiri care ar fi marcate de stilul Art Nouveau. Eu am observat că și în dominanta de stil eclectic, care este atât de vie la noi până foarte târziu, apare elemente Art Nouveau. Dau exemplu palatul Cantacuzino Nababu, care este extrem de bogat în acest sens, chiar dacă el merge pe un stil, să spunem, osmanian, cu acea grandoare a etajelor și cu toată decorațiunea respectivă. Dar dominanta de linii moi, de linii scurse, acele ninfe care apar în diverse locuri, nu mai vorbim de decorația plafoanelor făcute de mirea, care este pendinte clar de acest curent Art Nouveau. Aș dori ca un compliment al frumuseții cromatice cu care sunteți prezent astăzi să observ că turcoazul din papionul dumneavoastră este identic cu plafonul turcoazului Mirea și mă refer cu certitudine la clădirea de pe Calea Victoriei, străjuită de 2 lei, edificată după planurile arhitectului Berindei, edificiu care se numește astăzi generic Muzeul George Enescu, în care marele compozitor a trăit, culmea, modest, în căsuța din spate. Dar ceea ce cred că aduce domnul Silvan Ionescu în discuție e un lucru nepălmit de frumos, este o eleganță spațială. Pentru că ce credeți? În sala de muzică a Palatului Cantacuzino, Nababul, există niște supante de tip logii, de privit jos. Și probabil cine citește spațiile Horta, în care lumina traversează diagonal spațiul, înțelege că în proiectul lui Berindei această eleganță este o eleganță spațială. Vă rog. După aceea, dacă totuși arhitectura nu a putut să fie atât de puternic contaminată ca în alte zone europene de Art Nouveau, trebuie să specificăm faptul că, în ceea ce înseamnă decorațiunea interioară, obiectele mici, acestea au fost dominante în perioada respectivă. În 1900 și Marele Război existau în magazinele de specialitate și cam în toate casele de bon ton, oglinzi cu rame Art Nouveau. Nu erau făcute la noi, erau aduse din străinătate. Servicii de ceai, pudriere,
tot ceea ce însemna serviciu de masă și ornamente, tabachiere, orice putea să aducă un marcaj al epocii respective, repet, aduse din Franța, din Austria, probabil, la Muzeul Municipal spre pildă, când am în urmă am făcut o expoziție de modă și costum bucureștean, am găsit o sumedenie de asemenea obiecte sfeșnice, în formă de doamne foarte elegante, care țineau așa în mână un căuș unde se înfigea lumânarea, scrumiere de stilul Lalic, dar nu chiar de Lalic, vaze, o mulțime de obiecte care făceau șarmul oricărei case de oameni avuți și nu numai, și categoria medici putea permite aceste lucruri, pentru că nu erau toate din materiale scumpe, erau făcute de multe din zamac. Altele, metal comun, eventual argint. Observăm, deci, că există, putem să-l denumim, un bestiarium de obiecte de uz casnic, de obiecte de acompaniere a mesei, de obiecte de acompaniere a gestului de a scrie, care se înveșmântează în această frumusețe Art Nouveau, astfel încât răsfrânge în ambientul domestic nu numai aspirația de a trăi frumos, dar și atingerea. Ele devin și mai frumoase prin uz. Am să o invit acum pe doamna Alina Pavelescu să se refere la un tip de obiect foarte special, care este obiectul unui mesaj. Fie a unui mesaj de recunoștință, fie a unui mesaj de sprijin sau a unui mesaj omagial, pentru că albumele care au fost oferite casei regale de diverse vresle, de diverse asociații profesionale sau de diverse personalități, constituie un mod extraordinar de dens de a aduce arta anilor 1900 în, nu numai în grafica acestor albume, ci și în grația și alcătuirea lor. Cred că aceste albume sunt reprezentative pentru ceea ce înseamnă influența Art Nouveau în România, dinaintea primului război, România la Belle Époque, tocmai pentru că ele vin din surse foarte diverse. Sunt destul de timpurii în raport cu celelalte manifestări Art Nouveau din România. Majoritatea lor se situează în jurul anului 1881, apoi 1891, e vorba de aniversarea 50 de ani de domnia lui Carol I, iar următoarele sunt situate după 1900, deja ceva mai puține, ultimul regăsit de mine e 1913, după războiul balcanic la care ia parte și armata română. Sunt albume pe care le comandă, pentru că sunt de asemenea rezultatul unei comenzi, cei care le adresează regelui Carol I sau reginei Elisabeta, nu sunt cei care le și execută grafic întotdeauna, în mod evident. Sunt fie comunități din România, fie comunități de obicei din spațiul germanic sau nu numai, pentru că avem un astfel de album care este dedicat lui Carol I de comunitatea diplomaților italieni la București, unul care are drept expeditor, să spunem, legația franceză, misiunea diplomatică franceză la București. Avem chiar albume din zona germanică foarte multe și cele românești a căror grafică amintește de acel stil
spus cu lui că este specific Art Nouveau undeva la începuturile sale franțuzești, cu acele volute grațioase care de fapt stilizează forme de plante și care manifestă, să-i spunem, o mică oroare de vid sau mai mare oroare de vid, pentru că, așa cum se poate vedea în acest album, există o mare preocupare de a ocupa întregul spațiu de, pe care ți-l oferă o foaie albă. Ceea ce impresionează în același timp este diversitatea coperților pe care le au aceste albume, care pot fi simple picturi sau simple cartoane pictate, sau pot să aibă intarsii de pietre semiprețioase, pot să aibă lucrătură în argint sau metale mai puțin prețioase, dar prin felul în care sunt lucrate ca niște opere de artă în miniatură, ele capătă o valoare artistică certă, mi se pare mie. Găsim acolo elemente specifice stilului Horta, inclusiv, pentru că se pot vedea acele stilizări de vegetale, de toate felurile, formele acelea încolăcite care dau stilul lui, dar se pot vedea și culorile foarte bogate, strălucite, amestecul de turcoaz și auriu, spre exemplu, pe care le găsim la Art Nouveau-ul spaniol, parțial în zona secesiunii. Știu că există o contribuție a lui Klimt la Peleș, dar am senzația că este o contribuție anterioară momentului în care Klimt devine un... Klimt devine Klimt, exact. Dar cred că una dintre contribuțiile care mie, cel puțin, ca istoric care umblă printre documente, mai puțin decât printre operele de artă, dar mi-a marcat vizual art, ceea ce aș denumi Art Nouveau românesc, este stilul de a picta pe care îl găsim la Pălișor în picturile de flori ale reginei Maria și pe care puțină lume știe că îl găsim și în jurnalul reginei Maria, în primele volume ale acestui jurnal, cu acele flori de crin, da, care sunt pictate cu mov lila sau roz și care au margini aurii sau argintii. Și acest stil îl veți regăsi, spre exemplu, la cel puțin unul dintre albumele despre care vă vorbesc, care este comandat în 1913 de femeile, soțiile și mamele soldaților care luptaseră în al doilea război balcanic în 1913 și care are o copertă cu frunze de laur sau cel puțin cu mici frunzulițe care imită laurul. Dar ceea ce este cel mai important este că grafica acestui album, pentru care în mod excepțional s-a păstrat și semnătura autoarei, este foarte asemănătoare cu picturile reginei Maria. Nu este regina Maria autoarea, dar există această asemănare de grafică. Deci cred că cumva, prin această estetică oficială, să-i spunem, Art Nouveau românesc poate să fie rezumat trecând prin imaginea acestor albume. Din păcate, cel puțin printre istoricii care l-au studiat la Arhivele Naționale, foarte puțini au reușit să discearnă atelierele în care au fost realizate aceste albume. În mod evident, unele dintre ele se aflau în spațiu germanic, în mod evident însă altele erau ateliere românești sau erau meșteșugari artiști români, nu neapărat foarte cunoscuți, fiindcă erau dintre cei care își îmbinau arta cu scopul practic al obiectelor frumoase și al căror nume n-a rămas neapărat, poate că operele au fost mult mai trainice decât numele, deși în general se întâmplă invers cu artiștii celebri. Aici nu e cazul și poate că ar fi bine dacă istoricii de artă, istoricii Art Nouveau românesc, ar încerca să afle mai multe despre aceste opere de artă. Da. Întrebare, există istoricii Art Nouveau românesc?
Eu nu prea știu. Poate că vor apărea la un moment dat. După această emisiune. Cu ce? Cu ce? Cu tine? Cu ce atitudine tinerii studenți la Institutul de Istoria și Teoria Artelor își vor nota o temă de cercetare, nu neapărat de doctorat, dar de cercetare. Am cules din afirmațiile doamnei Pavelescu trei elemente foarte importante referitoare la caracteristicile Art Nouveau sau la încercarea de a observa amprente sau elemente definitorii. Am să le rezum. Acestea sunt cromatica exuberantă, luminoasă, inedită, bazată pe contraste simultane și frecvent pe prezența auriului. Textura, care așa cum bine a atins doamna Pavelescu, compensează spaima de vid și umple cu un teritoriu dens, dar incredibil de bine calibrat, o suprafață întreagă de pagină. Ulterior, geometriile, care fie sunt balansate și riguros trasate, fie includ îndrăzneli vegetale. Ideea că Regina Maria a acordat această îndrăzneală nu numai vegetală, dar și cromatică crinilor, ne face să ne explicăm de ce apar tente de albastru ultramarin, de albastru Prusia, subliniate de oranjuri luminoase, într-un anumit jurnal, și am să-l rog pe domnul Hortopan să ne explice cum crede dânsul că sunt traversate barierele dintre pagina desenată și spațiul locuit. Interesantă întrebare. Mulțumesc. Înainte de a vă răspunde, aș avea două observații, două concluzii, dacă vreți. Una la ceea ce a spus domnul Silvan Ionescu, referitoare la difuziunea pe scară largă a obiectului Art Nouveau. Deci Art Nouveau se naște și se vrea cu expresia libertății, a căutării, a lejerității și, de fapt, difuzează în mase, profitând, de fapt, de descoperirile și de avansurile tehnologice ale epocii. Deci, undeva, difuziunea asta în masă a obiectisticii, fie de masă, fie de toaletă și așa mai departe, vine, dacă vreți, în, să completeze până la urmă tot ceea ce epoca își dorea și căuta. Artă pentru toți, frumos pentru toți și se pleacă, dacă vreți, de la urcate și de la ideile geniale ale artiștilor și ale designerilor și se ajunge, de fapt, la matrițări și la standardizări industriale, de fapt. Pe de altă parte, și doamna Pavelescu a spus ceva foarte interesant. Iată că undeva prin anii 1895-1900, Art Nouveau nu este, dacă vreți, decât o artă, dacă pot spune așa, de nișă. Principesa moștenitoare Maria oferă patronajul ei societății Tinerimea Artistică. Se vrea o mișcare novatoare și oarecum o mișcare fățiș, vădit, anti-academistă și anti-oficială. Și iată că în 1913 această artă ajunge și ea să exprime până la urmă un gust
pe deplin îmbrățișat de toate autoritățile statului și de toate societățile care făceau cadouri regelui Carol I și reginei Elisabeta. Devine imagistica Art Nouveau către pragul primului război mondial, devine și ea o expresie, într-un fel, artei oficiale. Referitor la ceea ce m-ați întrebat, da, cromatica lucrărilor reginei Maria este o cromatică foarte, foarte aerată. Este o cromatică, desigur, Art Nouveau. Regina vedea foarte mult, vedea foarte multe expoziții, repet, mai ales la München. Practic, și ajunsese și ea să practice, de fapt, aceste culori, să folosească aceste culori, uneori oarecum neconformist, dacă vreți. În jurul anului 1900, regina era o tânără de 25 de ani, ceva mai târziu de 30, 35, 40 de ani, dar interesant este că aici undeva se produce o schimbare a gustului reginei. Regina ajunge să îmbrățișeze până la urmă arta autohtonă, chiar neoromânescul, pe care îl va introduce la un moment dat în reședințele sale și la Cotroceni și la Peișor, și se îndepărtează evident de ceea ce înseamnă lejeritatea și luminozitatea Art Nouveau-ului. Dar pentru faza asta, 1900, într-adevăr, grația și luminozitatea este o bucurie și este într-adevăr și un mod de locuire. Vorbeam de noul mod de locuire. Noul mod de locuire este, dacă vreți, stabilit de arta 1900, este modul de locuire pe care îl practicăm și noi astăzi. În reședințele regale și nu numai, chiar și casa în care ne aflăm acum este puțin, dacă vreți, ante 1900, este un mod de locuire care se raportează la camerele, la sălile înfilate, în care nu prea există intimitate decât cu uși închise și încuiate și mascate de paravan. Spațiul Art Nouveau, pe care îl găsim perfect ilustrat la Peișor și la Castelul Peleș, pentru că ulterior, anul 1903, Castelul Peleș avea să fie și el mărit și decorat și aveau să se nască astfel încăperi Jugendstil sau Secesion. Stilul Art Nouveau conferă spațiului intimitate și, dacă vreți, luminozitate, ceea ce până atunci nu prea existase în spațiul de locuit. Sper că doamna Stan ne va vorbi și despre Casa Basil Hassan, pentru că a fost, din punctul meu de vedere, experimentul maxim pentru București, pentru vechiul regat, a tot ceea ce înseamnă Gesamtkunstwerk într-o casă și într-un spațiu de locuit, absolut remarcabil, dar sigur este o piesă, dacă vreți, perfect importată, demontată de la Viena și adusă la București pe strada Scaune. Da, sigur că da, pentru tot ceea ce înseamnă spiritul 1900, regina Maria rămâne, zic eu, cea mai importantă și cea mai luminoasă și grațioasă figură în spațiul nostru al vechiului regat. Mulțumesc frumos că v-ați referit la această dimensiune caracteristică Art Nouveau, aceea de luminozitate, și ați explicat cum regina Maria reușește să aducă în reședința de la Peleș lumina. Cu certitudine, spațiul în care ne aflăm are o eleganță de sfârșit de secol XIX-1890 și ne imaginăm roșul pompeian din salon, verdele saturat din bibliotecă, dar
cred că merită să înțelegem că orice locuință poate să fie înțeleasă și ca pe un veșmânt interior. Și tocmai pentru că Basilea San dorește să locuiască într-un anumit fel, aduce de la Viena ceva inedit. Am să o invit pe Simina Stan să se refere la această formă de univers migrator care se desprinde din lumea vieneză și se așează cu autonomie și cu generozitate pe strada Scaune. Actuală Tudor Arghezi. Din păcate, casa astăzi nu mai există. Însă, absolut întâmplător am reușit să găsesc aceste fotografii într-un album din 1913, In en decoración, din Arhiva Uniunii Arhitecților. Și m-am bucurat. Apoi, încercând să găsesc și mai multe informații, am mers la arhive, unde am găsit planurile de autorizație, absolut incredibil detaliate. Eu până acum n-am mai văzut așa planuri. Probabil Marcel Camemer, arhitectul, a fost asigurat că vor fi urmate în detaliu și de aceea a făcut. Era o intervenție cu beton armat în 1906, ceea ce pentru mine a fost destul de interesant de observat, plus toate celelalte instalații. Avea încălzire prin pardoseală în hol în 1906, adică toate aceste detalii tehnice, liftul din casă, deși era o casă cu etaj și toate lucrurile. Și apoi am mai găsit și alte articole și unul chiar al arhitectului Camemer, în care povestește relația cu beneficiarul, în care, din punctul lui de vedere, cum a ajuns să facă acest proiect și cât de încăpățânat era Basilea San și faptul că, și face chiar portretul lui, îl spune că era un om care a călătorit foarte mult, un om care era știa ce se întâmplă în jurul lui în domeniul tehnic și era foarte pasionat de asta și vroia să includă toate aceste lucruri în casa lui. Și mi s-a, bineînțeles, iar apoi în In en decoración, ce este de fapt frumos și de aici a plecat toată povestea acestei case, este că soția, doamna Florica Asan, povestește și descrie fiecare cameră cu fiecare culoare, mobilier, tapiseria mobilierului, tapiseria pereților, toate în fiecare cameră și asta ar fi minunat decolorat după aceste fotografii de epocă, decolorat și de văzut exact cum arătau. Ce am observat însă și mi s-a părut și mai prima dată, acum mulți ani, nu am dat atenție detaliilor de genul obiectelor de artă, ceramică, tablouri, lucruri de genul acesta, pentru că acum imaginile pot fi mult mai bine prelucrate. Odată ce au fost mărite, sunt expuse în expoziția Art Nouveau pe care am organizat-o în cadrul proiectului împreună cu colegele mele. Se pot vedea tablourile secesion, se pot vedea, există clar ceramică, gale și adică sunt și plus colecția lui de din Japonia, de obiecte, era pasionat de Japonia, Basilea San printre și poate mai există astfel de exemple, cu siguranță există și în când fratele său, George Asan, a construit casa din piața la Hovari, s-a păstrat corespondența între Berindei și George Asan și povestește despre cum vrea să arate casa, ce trebuia să fie șemineule, cum trebuiau să fie vitralile. Și îmi închipui că există o corespondență la fel între Camemer și Basilea San, cu siguranță păstrată undeva la Viena, care ar trebui să fie la fel de savuroasă.
Pentru că nu știm sigur, dar bănuim că Cameron nu a venit niciodată la București și toată corespondența a fost prin scrisori. Dar este... e o bucurie când găsești și pui toate fragmentele la un loc și la sfârșit poți să prezinți un obiect de arhitectură care astăzi nu mai există, despre care eu acum ceva ani nici nu știam că a existat. Grație acestor mărturii a întregii corespondențe dintre arhitectul Marcel Cameler și familia San, putem, măcar imaginar, să reconstituim un univers. Și cred că din relatările dumneavoastră merită să reținem că eleganța Art Nouveau implică în locuire, în ansamblurile rezidențiale, și o anumită modernitate. Pentru că Bazila San dorește centrală termică automatizată cu tablou de comandă de marmură și efecte de alamă pentru încălzirea în pardoseală. Bazila San se așteaptă ca ulterior în casa din piața Lahovari, ce credeți, mașina să fie elementul privilegiat. Da. Parcursul de intrare al mașinii până în zona profundă de garaj conformează grădina, conformează spațiul de primire și conformează, de fapt, o îmbrățișare a modernității, echipamentelor, instalațiilor, vehicolelor cu firesc. Există o eleganță și un firesc în a folosi aceste facilități. Cred că ar fi poate interesant să ne întrebăm dacă am putea reînsufleți spiritul Art Nouveau, nu în sensul imaginii Art Nouveau, ci în sensul acestei eleganțe a unui spirit nou. Îndrăznesc să vă întreb prin ce anume credeți că este posibil să facem asta, chiar dacă vorbim de utopii sau de scenarii de viitor îndepărtat. Dacă permiteți să încep eu și să vă răspund la întrebarea asta, dați-mi voie să mai rămân un pic în trecut, pentru că Mircea Hortopan a pomenit despre antiacademismul Art Nouveau, care este de asemenea o trăsătură specifică artei și nu numai artei epocii. Răzvrătirea tânărului, răzvrătirea noului, este cumva, dacă vreți, acesta este momentul în care începe acea exaltare, acea valorizare și supravalorizare chiar a spiritului tânăr, care este primul pas timid, continuat ulterior de dadaism, de suprarealism, de futurismul care se suprapune cumva cu sfârșitul Art Nouveau și Belle Époque și care instilează acel spirit specific Europei de după primul război mondial, Europei interbelice. Deci, iată că ceea ce încerc să vă spun și să vă răspund la întrebare în felul acesta este că, în fond, un curent artistic nu se termină atunci când o formă de manifestare a sa se termină sau devine decadentă sau există o continuă preschimbare. Un spirit care se naște din altul, idei care se nasc din altele, idei care sunt reluate, sunt relucrate, prelucrate, etc., și pe care la un moment dat poate că le recunoști, poate că nu le mai recunoști, dar ele sunt acolo și au acel punct de început. Probabil că în lumea noastră post-postmodernă, nici nu mai știu la câte la postmodernism am ajuns,
în care eclectismul pare să se manifeste nu doar în spațiu, ci și în timp, în sensul că dacă te uiți, de exemplu, la paradele de fashion, cum se numesc ele acum, la paradele de modă ale vremii noastre, constați că acolo sunt cumva dizolvate sau, dimpotrivă, esențializate toate ideile estetice din diverse spații și diverse timpuri istorice. Poate că undeva există încă Art Nouveau, doar că nu-l vedem noi întotdeauna sau nu-l vedem atât de limpede printre celelalte influențe, dar eu cred că mai întâi și întâi capacitatea de a naște curente artistice noi este dovada vitalității unei civilizații și a unei culturi. Apoi, genul acesta de eclectism pe care l-am experimentat sau, în fine, civilizația europeană modernă l-a experimentat prima dată cu elenismul, este, de fapt, un simptom de sfârșit de civilizație, ceea ce nu înseamnă că va coincide cu sfârșitul lumii, nici pe departe, nu asta vreau să spun, ci doar că va coincide cu un nou început de ceva. Și pe de altă parte, oamenii nu se întorc niciodată în timp. Umanitatea nu se întoarce niciodată în timp, deși are sentimentul că se întoarce, decât dacă, Doamne ferește, ar ajunge să trăiască într-o lume utopică și total lipsită de memorie, dar nu cred că asta se poate. Ceea ce ni se poate întâmpla însă este ca la un moment dat o scânteie dintr-un anume spirit să ne devină necesară și atunci nu că va renaște în tocmai un curent artistic sau o lume, ci vom ajunge să relucrăm. Aici vine tot timpul cuvântul francez retravailler, pentru că el exprimă mult mai bine ce vreau să spun decât cuvântul românesc pe care nu l-am în totalitate acum, dar vom ajunge să relucrăm cu acest spirit chiar dacă altfel. Mă bucur foarte mult, nu că vă refugiați în termenul francez, ci că de fapt dați consistență și speranță afirmației că oamenii nu se întorc niciodată în timp. Ei de fapt se sprijină pe ceea ce a fost valoros. Ei locuiesc, prețuiesc, tezaurizează și poate chiar și celebrează patrimoniul pentru a reînnoi. Și atunci ideea de a lucra, retravaie, a reconsidera, a inventa instrumente, a investi puterea de creație într-un instrument nou, poate că merită să ne imaginăm că această respirație Art Nouveau, așa cum ați observat și vă mulțumesc, de fapt nu ne-a părăsit niciodată. Trebuie numai să o observăm cu acuratețe. Îndrăznesc să-l întreb pe domnul Ionescu cum ar fi un comportament Art Nouveau în data de 10 iunie 2022. E greu de spus, pentru că societatea noastră, nu numai românească, ci universală, și-a pierdut stilul. Suntem lipsiți de stil, suntem lipsiți de gust, suntem lipsiți de chic. Deci nu putem să ne mai raportăm la gustul și la rafinamentul acelei perioade. Voiam să fac o intervenție apropo de schimbarea radicală a pozelor pe care le luau doamnele la fotograf în perioada aceasta Art Nouveau, când deja dispăruse uzul corsetului extrem de rigid și când fusele erau mult mai moi, aveau foarte multe cute, astfel că
Trena, care era încă în vogă, era plasată de fotograf de așa manieră, încât să creeze, practic, pe dușumea un fel de corolă de floare. Exact, da. Și doamna era întoarsă spre aparat, cu bustul, dar cu bazinul în profil. Tocmai pentru ca să dea acea rulare, care merge perfect cu genul introdus de Lalic și de toți ceilalți artiști Art Nouveau în obiectele de birou, de masă și celelalte. Distinsa doamna Pavelescu spunea adineauri de această, cum zic, cantonare în Art Nouveau, dacă putem să spunem așa, peste timp, în diverse epoci. Cum România întotdeauna a intrat mai târziu cam în toate curentele și în toate genurile, la noi se păstrează spiritul Art Nouveau chiar după Marele Război sau în timpul Marelui Război, când în celelalte părți, cu expresionismul Otto Dix și acelorlalți, cam dispăruse. Așa că, iată, un periodic cum este scena a lui Ade Hertz, care durează numai 2 ani, între 1917-1918, avea ilustrații, avea viniete, avea frontispicii în spirit Art Nouveau și încă mult mai târziu, în 1923-1924 până în 1926, clipa lui Horia Igiroșanu, la fel, folosește Horia Igiroșanu fiind el însuși sculptor, artist plastic, el însuși desena anumite frontispicii și litere, dar în același timp, el era totalmente împotriva, fiind și un foarte bun critic de artă, era totalmente împotriva exhibiționismului, să spunem, avantgardiste ale lui Marcel Iancu, ale lui Rubin, ale artiștilor din Maxi, care începuse să se manifeste. Dar prin existența unui grafician ca Virgil Condoiu, care lucra pentru clipa, și prin intervențiile clasice ale lui Igiroșanu, spiritul se păstrează. Și acum, să ne gândim, chiar a dispărut de pe piață Art Nouveau? Nu. Atâta vreme cât gadgeturile care ne invadează cu port țigaret sau port cle sau etui pentru ochelari cu imagini din opera lui Klimt, au se difuzat atât de generos pe toate piețele, încât putem să spunem că nu ne-am vrut niciodată de spiritul Wagner. Perspectiva aia sunt rezervat. Nu prea cred că mai putem să revigorăm, să trăim un revival Art Nouveau, însă cred că în zona bijuteriilor se mai poate întâmpla acest lucru. A existat un admirabil bijutier, din păcate a trecut la cele veșnice acum câțiva ani de zile, Roland Bănăboiță, care era poate cel mai demn urmaș al lui Lalic și a marilor bijutieri Art Nouveau. În cheia de lectură de a fi invitați să acceptăm că Art Nouveau poate să fie un veșmânt de tip ambalaj pe un obiect sau a ideii avansate aici că o societate de fapt își inventează un stil atunci când are eșafodajul social, artistic, de consecvență de a reînnoi, am să-l invit pe domnul Hortopan să, dacă este de acord, să ne spună care este, în opinia dumnealui, obiectul Art Nouveau din Peleș, care are o aură intensă, o abilitate de a difuza. E greu de spus. Cu valoare de excepțională și de unicat este Muza Paradisiacă a lui Emil Gale, care este un obiect de artă, de sticlă, artă excepțional, dar sunt însă multe, multe altele. Cred că e foarte interesant cum la un moment dat tot felul de industrii, dacă vreți,
artizanale și de gadgeturi, domnul Silvan Ionescu bine a spus, sau a plecat asupra originalelor Art Nouveau. Noi știm foarte bine că înainte de 89 exista o fabrică de galeuri la Buzău, dacă nu mă înșel, care a avut mare succes și cred că și acum se mai fabrică este ceva. Este în continuare căutată. Da. Eu cred că Art Nouveau trebuie de fapt prezervat prin ceea ce noi putem face, respectiv prin cercetarea istorică, prin cercetarea de istoria artei, prin și prin valorificarea specifică, prin expoziții, prin articole, prin albume a patrimoniului Art Nouveau puțin pe care noi îl avem. Cred că, de fapt, asta ar fi important acum pentru noi, cei de aici, să facem, să prezervăm ceea ce, din fericire, istoria ne-a mai lăsat. Puțin, dar ne-a mai lăsat. Asta cred eu că este esențial acum, pentru a păstra, de fapt, ca model de lejeritate și de frumusețe Art Nouveau. Mulțumesc frumos și am să o rog acum pe Simina Stan să se refere la o fereastră. Pentru că, fiind istoric de artă, cu certitudine în plimbările sale prin București, privește altfel. Și am să o rog frumos pe Simina să ne spună dacă există în București o fereastră cu atribute Art Nouveau vizibile. Cu siguranță există. Pentru că stilul Art Nouveau este descoperit și redescoperit în continuare și foarte apreciat. Acum eu nu aș vrea să... Când ați spus dacă este de actualitate, m-am gândit imediat la acea casă de pe plantelor care a fost construită în stil Art Nouveau acum 5 ani. Și este de actualitate. Da, nu este Art Nouveau, dar toți cei care, necunoscătorii care trec pe stradă și o apreciază cu adevărat. Și asta înseamnă că este în continuare de actualitate din punctul meu de vedere. Poate cea mai frumoasă fereastră Art Nouveau din București, pe părerea mea, îi rog și pe participanții la discuție să spună, este o fereastră din strada Viitorului 94, Casa Paciurea. Are acele, acea linie curbilinie și toată decorația în lemn se păstrează, este și cred că interiorul arată așa cum arată și exteriorul. N-am intrat, aș fi curioasă să intru. Bineînțeles, mai sunt și cum a spus domnul Silvan Ionescu, există la Palatul Cantacuzino detalii și care te duc cu gândul clar la Art Nouveau. Sunt, dacă ne uităm atent, putem descoperi în locuri în care nu ne așteptăm. Există pe strada Leonida numărul 9 o casă care nu te-ai aștepta, dar este surprinzător, secesionă într-adevăr, dar pe strada Negustori este acea clădire pe colț, pe strada Paleologum, cu fereastra aceea în formă de porcoavă și sunt. Acum trebuie doar să ridicăm privirea. Încercând să evităm clișeul prin care spunem că ferestrele sunt ochii clădirilor, am să vă mulțumesc în mod special, Simina Stan, pentru că referindu-vă la Casa Paciurea, care într-adevăr are o grafică de tâmplărie în pur stil Art Nouveau, v-ați referit imediat la interior. Pentru că frumusețea ferestrelor este această dublă privire. De afară înăuntru și dinăuntru în exterior.
și am să închei mulțumindu-vă fiecăruia în parte și vouă împreună, pentru că am reușit, sub pretextul unei litere art nouveau, pe care nu puteam să o ilustrăm, dar veți descoperi că există copii care în ateliere găsesc literele, colorează. Am să vă mulțumesc în mod special că, sub pretextul caligrafiei art nouveau, am găsit modalități de a privi înăuntru, înspre eleganță și din eleganță în exterior, lumea art nouveau. Mulțumesc! Mulțumim!